Adrian Videanu, ministrul economiei, a susținut că reducerea subvenției va duce la creșterea facturilor cu până la 100%. Drept urmare, guvernul va trebui să restructureze măsurile de protecție socială. Decizia este să reducem subvenția și e posibil ca și costul de întreținere să crească chiar și cu 100%. În schimb, statul va trebui să vină cu sistemul de protecție socială direcționat către cel care are nevoie, a declarat pentru un post de televiziune național ministrul economiei Adrian Videanu. Adrian Videanu susține că în loc să fie subvenționată energia termică pentru toate categoriile sociale, cum se întâmpla până acum, este mai bine să se acorde subvenții mai mari pentru cei ale căror venituri vor fi reduse ca urmare a măsurilor de austeritate anunțate de executiv, potrivit știrilor de Cluj.ro. Ce ne pregătește guvernul pentru iarna acestui an? Cu siguranță nu o masă copioasă sau un brad împodobit ca un povești. Însă costuri duble pentru încălzirea locuințelor se prea poate. Deci de data aceasta nu ne vom mai arde la mâini când ne vom apropia de calorifere, ci ne vom arde la buzunare. Ce ne rămâne de făcut în acest caz? Poate doar să spunem o sfântă rugăciune și să sperăm că va trece cu bine încă un anotimp rece.